Aplicația este ICAM 365, aveți aici codul QR, așa arată aplicația, da? Aici vă logați cum doriți dumneavoastră. În manual de utilizare găsiți ilustrativ toți pașii pe care trebuie să-i parcurgeți, da? Prima dată vă logați, după adăugăm camera în aplicație, apăsând pe plus și mergem cu camera la acest cod QR, scanăm, după care se adaugă camera în aplicație. Punem și datele routerului, da? Am conectat la energie camera. Aici o să-i dăm butonul on. Vedem și face calibrarea. Ne gândeam că poate trebuie să apăsăm, dar nu doar cea cu acumulator și panoul solar are butonul. Deci aici este de formă, nu punem nimic, nu punem card de memorie, un singur card de memorie în camera din dreapta. Terminăm să-și facă calibrarea, ambele lentile. Camera startup. Wait for user config. Bun, după ce au terminat ambele camere, apăsăm pe plus, scanăm codul QR, ne recunoaște dispozitivul, deci toți pașii ăștia i-am făcut. Apoi urmează așa, setăm rețeaua, da? Aici avem parola, internet, 1, 2, 4, avem codul QR. Dăm luminozitatea cea mai mare, după care în fața camerei îndepărtăm și apropiem. Ca primit informația, apăsăm Next. Connect cloud server. Please wait. Aici spune că se conectează la server, să așteptăm. A fost adăugată cu succes. Punem depozit. Și aici avem camera, da? Bun. Ideea este așa. Deci, mișcarea în momentul în care va apare acel cod QR este așa, da? Ținem telefonul, luminozitatea maximă și apropiem, îndepărtăm. Apropiem, îndepărtăm. La un moment dat ea zice, da? Că a primit informații, după care revenim și dăm Next. Atât.